Deliberativul județean se va primeni în cel mult o lună cu doi noi aleși. Asta în urma demisiei a doi consilieri aleși pe listele USL și PDL la alegerile din iunie 2012. Consilierul județean independent Tiberiu George Beldiman și consilierul PNL Cătălina Culipei au demisionat din deliberativ la ultima ședință. Niciunul dintre cei doi nu a făcut publice motivele demisiei. George Beldiman a obținut mandatul pe lista fostei USL din partea PNL. El a devenit independent în octombrie 2014, optând pentru această variantă în baza ordonanței de urgență a Guvernului cu numărul 55 din anul 2014. Conform legii, locul rămas vacant revine de drept liberalilor. Următorul pe listă este Dinu Dan Fodor, un inginer din Fălticeni. În locul Cătălinei Culipei, tot PNL face nominalizarea, de data aceasta prin aripa PDL. Din lista PDL, cel care va fi propus este Tudor Titianu, un economist din Dolhasca. Propunerile PNL vor fi supuse aprobării cel mai probabil la următoarea ședință a Consiliului Județean Suceava din luna mai.